Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou videoclip. Cred că e episodul final din... Stai mă, nu ăsta trebuie mie. Din Edge Yedi. Era și cazul să terminăm totuși, adică cred că ăsta ar fi ultima misiune, că ajungem la surorile cancer acolo și nu cred că o să-mi dea mie ăștia misiunile alea două cu Edzilla și lumea robotului sau cum era. Așa că ne chinuim aici. Ok, să văd ce ar trebui să fac. Ok, văd că ăsta se... Îl pot omorâ? Pe ăsta îl pot omorâ, văd. Dar cred că îmi dă ăsta un damage după aia. În fine. O să avem nevoie de cap de șosetă. Îl omor așa. Bun, să fiu atent, mă rog, ca sigur ăștia o să omor până damage. Dar ciudat că la început mai țineți minte că erau tot așa niște câini legați și nu ne puteam bate cu ei. My, intriguing. Nimic? Serios? Bă, oare îmi scapă mie ceva? Să fiu mai... Aha, de pe aici trebuie să mă duc. Ok, e cam dimineața acum când filmez și mă scuzați dacă... Dacă o să fiu mai tăcut, dar... Ne. Abia ce m-am trezit și eu, bine, chit că e 11 și... Mă rog... Da, bine că am căzut în apă, bravo, videole, ești inteligent. Bine că vorbesc despre mine la persoana a treia. No? Bun, hai dat, cap de șosetă, du-te. Seara aici. Trebuia să mă uișe seara la wrestling, dar nu m-am mai uitat. Să fie live, să fie battleground-ul, se bate Randy pentru titlu, deci... Nu, în acest moment eu nu... Dracu, nu pot să fac săritura aia stobitoc. Așa, deci nici nu știu ce s-a întâmplat aseară, nici între John Cena și Rusev, dar mă rog. Dar poate că unii ar spune că sunt cam mare să mă uit la wrestling, dar mă doare fix undeva. Acum 20 de ani wrestling-ul era pentru adulți. Vedeai la glume porno și AV pe acolo și meciuri cu bătăi între femei și bărbați la greu. Nici aici nu pot să se... Bă, dar nu să trebuie să fac o săritură. E mai bine să mă duc pe partea asta atunci. Lasă aia la urmă. Că văd că așa nu se poate. Stai că avem nevoie de Ed. Hai da, Tonti. Spock. Bă, bă, ești câine. Am dat mai mult damage. Da, văd că dau mai mult damage așa. E bine de știut. Bun, am omorât și tarantula aia. Dă-l încoa pe Eddie. E duț, vină încoa. Poc. Adă porcăria asta încoace. Adică îmi place că în jocul ăsta trebuie să folosești multă logică și să interacționezi pe aici cu chestii și a dispărut bănuțul ăla. Perfect, suntem săraci acum cu un cent. Nu mai avem bani de gumă turbo. Of, of, of. Încă o serie pe care o termin. Bă, ce mândru mă simt. Dai. Ăsta. Vine aici. Ok. Înseamnă că o fiși prin copac pe aici ceva. Pe unde m-am spawnat sau? Că nu înțeleg. Ok, deci am venit pe aici și văd că e înfundat drumul. Se pare normal. Ia stai un pic, oare pot să dăm în salteaua aia? Pardon. Canapea? Da, mă, uite că mai era unul aici. Ok, asta roșie s-o ducem aici și a. Și acum mai de acolo să... Ducem pe dublu de. Dar ce dracu mă chinui în halul ăsta la săriturile alea? Stai, e. Așa. Apropo, zilele astea am început să fac mișcare calme, deci dimineața la 7 mă vedeți, mă rog, dacă sunteți locuitori, ai, sunteți cetățeni a acestui, să alunecă. Deci de asta nu puteam eu să sar bine.
Morți mătii, dar... Pot să fac un amărât de jump. Poate putea să sar peste gardul ăsta, așa? Sau să-l spargă, bă, că arată al lui. Văd că nu. Ne, tot trebuie să sar pe acolo, dar e uleiul ăla handicapat și... Sau ne în prostie. Vreau să încă tot episodul numai la chestia, o să mă chinui și o să fiu un episod lung. Da, e, viața e frumoasă. Sau ai putea să sar... Nu știu dacă ai putea să sar... Da, nu pot să sar pe acolo. Tot pe acolo trebuie să mă dau să alunec în prostie și e enervant rău. Da, prima dată când dau de o chestie ce nu pot să o realizez că este foarte grea. Jocul ăsta mă întrece, se pare. Dar nu mă las eu așa învins cu una cu două de un joculete amărât. Ce nu fac eu pentru voi? Hai mai întâi să sar aici. Poc. Nu. În sfârșit. Ola, prost. Mâncate archinejii. Cu măraș și pătrunjel cu un ciură de cățel. Șobolanul. My, my. Intriguing. Mătii, dar. This should work. This shit work. Înțeles, this shit work. Îmi place engleza, ce pot spune? Hai da, Eddie. Ok, hai să luăm porcăria asta și să ducem de aici. Bă, cât îmi placea desenul ăsta când eram mic. Îmi place că așa cu voi mi-am amintesc de vremurile copilăriei mele. Că na, dacă... Că tot așa am făcut și clipul ăla cu desenele copilăriei, de-am stat să caut poze și mi-am amintit de ele. Jocurile copilăriei, mai joc și jocul ăsta cu Ed, mamă ce e acolo. Ed, vino încoace, luăm taurul de coarne. Oh, cât damage dă. V-am zis, mi-a luat deja o treime de HP, ce dracu. Dă-mă cu HP-ul ăsta. Ok, mai e ceva pe aici, a, niște bănuți și cred că cam atât, ai dat după șobolanii ăștia. Bine că am dat cu capul în sacii ai de, ce n-ai bai rău, de făină. Făină? Mă trezesc dimineața, trag făină, trag făină, da! Mai mult trebuie să împing de asta. Împinge, mă, fi... Nu pot să împing de asta. My, my, intriguing! Chiar așa nu pot să împing de asta. I can see our house from here, right on! Oh, my toe! Ce fuc pe ăsta, l-am zdrobit? Ia stai, ia să-l pun pe Eddie pe butonul. A, am luat aia, bun. Acum să înțeleg că pe aici trebuie să merg sau... Stai. Gândește-o, Ovidiule. Ce trebuie să faci acum? Am făcut aia, ia să-i mai dau o dată. Nu mai trebuie. Să sară acolo nici atât. Hai pe aici atunci. Aha, uite aici. N-am văzut gărdulețul ăsta mai mic. Hai da, scărița, hop! N-am sărit bine. Hai mă, duc. Hai mă, Ed, n-ai forță să-l arunci pe handicapatul ăsta cu 30 de chile cu tot cu televizorul în brațe. Dracu, nu sunt în stare să sar. Hai mă, serios, nu sunt în stare să fac jocul ăsta. Ăla-i mă. Fuck you. Tarantula! Bun, deci văd că dacă spar porcărea astea îmi dau bani. E, se vede că e ultima misiune și o să am nevoie de astea.
Adam cu acești pioca, ne mănâncă câinii. Al dracu, ce viteză are. Dar văd că i-au pus și fund de la câine, ce dracu. Bă, ce rasă sunt câinii ăștia, pitbull. Bă, jez, veniți în coace, nu mai mă pot bate cu... Mai, mai, intriguing. Ed, vino încoa, avem nevoie de căpățâna ta. Bă, la limită, mâncavaș. Bă, dar e greu, n-am ce zice, chiar e greu. Ok, pe aici, a, că mai sunt dăștile de spart. Adă banul la băiatul. Așa, oh, mai sunt două de-astea spate. Dă toți bănuții încoace. Facem la bani aici mai ceva ca în GTA când tăi în gâtul la oameni pe stradă. This should work. Vine! Bun. Și știu, era să poți face chestia asta în realitate, mai legi pe alții doi de tine și dai din mâini și zbori. Mă rog, plutești deasupra pământului. Orice acolo. Bun, hai că am terminat tarantulele alea. Ia veniți încoace dacă aveți tu. Dați-l încoa pe Ed. Repede, montează-l. L-am murit. Dar cum merge asta, zici că e căcat la cur. Ce repar că pot să dau cu yo-yo-ul, pot să dau cu distanțe mai mari, nu știu. Mie un așa mi se pare. Op. Salunecă. De fapt stai că cam tot dracul ăla era drumul ăsta, nu? Deci am ceva de făcut. A, uite aici. Ok, dăm cu acea banul la băiatul. Unu out. Încă unul ăsta. Mai trătește una. Încă una, încă una, încă una. Dublu D, hai da. My, fă porcăria my, asta. Intriguing. Am crezut că e o găină aia, dar de fapt era Jimmy. E, curcă ploată, Jimmy, so găină. Like hai să nu mai stau să mă bat pe mine aia de acolo. Vrei și tu să fii Jimmy Davis. Ok, hai pe partea asta atunci. Bani fac de pe flamingourile astea ce le stric aici. Ma, pe dacă fac așa misiunea asta de încă două ori, bă, de bani, naibii. Cumpăr tot magazinul ăla de bomboane. Ok, să sparg asta.
Șpo. Așa. Acolo au robați, văd. Stai, mă, am partea asta așa. Mai să încep pe partea asta atunci. Un traseu foarte ciudat aici. Ce mi-a scăpat pe aici, nu știu. Hai că mă întorc, ha? Să iei pe acolo. Complicat rău drumul ăsta. Hai pe aici atunci, du-te. Probabil că din unele locuri nu puteam să fac porcăria aia. Cine știe. Bun, dă banii încoace că văd că alunecă. Ok. Acum să sar. Să mă duc acolo. Mă duc doar cu ăsta. Să văd, putea să merg așa sau. Deci chiar nu știu cum să fac în partea aia. Că peste tot sunt întreruperi de drum, văd. Să mă întorc. O să dărăm asta? Cred că nu poate umbrela asta să mă duc pe acolo, cine știe. Ei, ies încet să-i dau jos. Cred că asta îmi scapă mie, cine știe. No, oricum, episodul ăsta o să țină mult, asta e clar. Să mă gândesc. Aaaa, știam eu ceva. Și aia pe unde o fi pusă? Aici. This should work. We can't leave yet. We need to get all the map pieces. Let's see if Jimmy or Johnny can be of assistance. Uite asta, zboar, mâncavaș. A 200, mamă, să-i fost și de alte 50. Dale aurii, mamă, câți bani făceam. From the heavens! Hai că am găsit și zboar, mă, fălci. Ce-mi scapă mie? O fi gardul ăsta de spart, cred. Sau cine știe. Nu știu, de-aș n-am ajuns aici acum. Hai să mă întorc. Ce mi-o mai scăpa? Trebuie să spart ceva pe acolo, nu știu. Să mă duc să mai verific. Yeah.
Și acum așa nu pot să sar. Mă duc pe aici atunci. Hai cu toți trei, că văd că altfel nu se poate. Cu toți trei, băjeți Ed. De fapt mă duc tot așa pe acolo cu toți trei, na. Să nu mai, nu știu, poate fi mai bine așa, cine știe. E, nu cred, da, e, asta e. Sau în spate acolo aveam eu treabă și asta era după. A, cred că aveam treabă în spate acolo. Și apoi să-l... Da, mă, gata, știu ce-am ratat. Aici, în spate, trebuia să mă duc la Jimmy. Bun, l-am aruncat în apă pe cancerosul ăla. I'm afraid I can't help you with that. E bine că măcar am curățat acolo și să-mi fie mai ușor mai încolo. Cred deja am 15 minute de filmare, dar niciun bai. Să mă duc mai așa un pic. This is beyond my capabilities. Da, și singur nu pot să mă duc. Hai să curăț eu astea totuși. Și mă întorc după. Și neapărat în ăsta marcat, văd că trebuie să trag. Așa. A, la trag când ajung la el, că e departe. Și partea mai e ceva, dar văd că nu. Ok, hai da cu toți trei acum. Hai, garda mea, băieții mei, garda mea, hai dați. Căcat. Trei, doi, nu, hai de înainte. Ok. Hai mă, serios, eram la 3 km departare de aia. Și tot mă dilește. Mă-și picioarele. Pa! Really, nigga, really. Trei, doi, unu, înainte. Pijamaș. Când mă chinui aici să... Ha. Viteză. Nervă-n trup. Asta, hai, da, înainte. Ăla-i, mă. Cauciuc cu mătidar. Pe aici murdar totul de ulei. Să-ntorc. Bine că nu e chestie gen să-și piardă ăștia echilibrul și să cadă.
Rămân așa uniți până la capăt. WD, your time is now. Nu? Acum! Băga mea și veniți în coașa că aveți tupeu. Pa! Mai și prima... Aolea, trebuie să ducă ăla înapoi. Am belit-o rău. Nu mă dai din... Ba, din capăt, ba, nu, m-a dat bine. Hai să iau porcăria aia odată, că n-o văd. De mama măsie, uite. Toma, delete! Creu al dracu cu jocul ăsta. Viteză. Ok, nu-i nimic pe partea asta. Du-te. Atât. Vino cu aceșeți jucărioara copil al străzii. Așa. Here you go, Jimbo. Mi s-a blocat și jocul frumos. One job. Tiger. Fresh from the web of deceit. Criminal. It's so sparkly. Here you go. Sofia handicapată animație. Spiders! N-am mă de aici, tarantule. Ok. Hai să plecăm de aici. Here we go again. Cum ar spune un înțelept. Oh shit. Here we go again. Îmi place mult. Bă, au portat în ultima perioadă, așa, în ultimul an, o grămadă de animații de-astea cu GTA San Andreas. Bă, da, miștoro de tot, să moară Gibilan. Gen aia, cum e melodia aia. What does the fuck say, așa e una. What the big smoke say. A, și e mișto rău, bă. Nu știu, dar în ultimul an, cred că la câte de-astea apar pe YouTube cu GTA San Andreas. Au învățat ăștia să folosească Garry's Mode. Și au scos skin-urile de GTA San Andreas pe Garry's Mode, abar n-am. Ok, aia, eu filmez tot ăsta până la capăt. Iarăși ne batem cu țapul lui Rolf. It's a piece of the map! Stop it, boy! You must not sully the circle unless you care to dance with the goat! Dance with... Mai ne batem cu țapul ăsta. Ok, l-am bătut pe ăsta. Avem mapa făcută. Cankers! I hate cankers! The cankers have our jawbreakers! What are we going to do? We're going in! That's what we're gonna do! I ain't letting no canker steal my jawbreakers! Trebuie să mergi la surile canker. Cankers! Give me my jawbreakers! Aha! Check it out, Double D! The switch has gotta lead to our jawbreakers! Stupid cankers! I'm way too smart to death! Pe ce-al dracu-i Eddie ăsta? Capcană! Oh, my head! Oh, my back! Oh, my spleen! Ok, și acum? Da, mă, ce trebuie să fac? Da, mă, că nu înțeleg.
A, trebuie să-l arunc pe ăsta aici. Am, am dat fail. Deci un spar mă fălși de lângă. I'm afraid I can't help you with that. Ceva. Ești pe el de spar mă fălși, dă. O să mă duc aici. A, mă, F. Nu vrea, așa. This should work. Știi ceva? Fugiu pe spar mă fălși. Nu pot. Ne dă drept. Edi, aici. Ed, rupe salteaua. Și acum? Nu. Hai da, a lăsat baltă și spar mă fălciul ăla. Spar mă fălciul pe aici. My, intriguing. Câine. Ba, așa o dată când se plec de la școală, mă grăbeam să prind mașina. Bă, și de nu mă fugăreau câine de la, dacă pierdeam mașina în cauza câinelui, autobuzul, mă rog, mă întorceam numai ca să-l omor. Firarele de câine. Eu, în general, dacă alerg ceva, s-a obosit, sunt foarte nervos. My, intriguing. Mai ăsta. Hai mă, F. F. This should work. Trei, doi, unu. M-am dus dracu. Loser. Loser. Că ar fi culmea cum se vine și câinii aia după mine. Să fac toate porcările astea. WD, hai da. Sper că pe aici trebuie să bag o dată viteză, da, uite. Da, mă, du-te. Hai că-i timp. Viteză, Ed. Run away! Ăla-i, mă. Ce trebuie să fac? De veveriță handicapată. Omoră tii veverițele astea și după aia. Mai sunt veverițe. Sper să nu mai fie. Ba da, uite. Era și o melodie. Veverițele pantaloni. Nu sunt găini, nu sunt nici pitoni. Hai mă, cuștiți. Playing hard to get, huh? Ow! Care-și veverița asta? Ow! Butoi! Căcamași! Băi, greu, rău finalul ăsta. Oh, trebuie să arunc cu ceva aici.
Auziți numai cum primesc acum mesaj pe telefon. Un out, bun. Dă-mi cu o butoaie. Că vă pun să mă lingeți la... Mă, ce strâmb am dat! I like the smash stuff! Ok, a doua out. Nu știu ce să fac cu veverița aia acolo. E sigur o să mă duce. Dacă încerc să mă omor. Ne, aia e compromis oricum. Sper că nu mă dă de la capăt. Așa. A, mi l-a dat pe toate? Sper că sinuciterea nu este o opțiune. Și iarăși face așa. Da, un butoi din altă parte, uite, de aici. I am a woodpecker! Stop with dirt! De veverița cursă contra timp. Două veverițe, serios? Dă cu flamingo-ul. Creatura are întunericului, ce sunteți? I am a woodpecker! Stop with dirt! Hai mă, dăm-o cu ăsta. Șpoc! Mai au? Acum ce trebuie să fac, să arunc în ele? Nu pot să dau seama, cred că da. Ori arunc în ele, ori le sparg fundația. Dar nu mai găsesc... Uite aici un butoi. Ne mă, trebuie să intru așa în ele. Da, trebuie să le sparg fundația. Ok, încă una aici. Aha, mai e unul. Ăla-i mă. A fost greu. Ai de capul meu. Hai mă, viteză mai mare. Da, da, vedem aici. Credem, sure, cred că jumătate de oră o să aibă videoclipul ăsta, nu știu. Nu m-am uitat ce să văd cât are. Poate mai și copyright acum pe muzică, dar nu-i problemă. Mă, dar mult se lucrează ca să faci un joc. Bun, păi cred că asta a fost și seria, presupun. Că văd că nu ne-au dat misiunile cu lumea roboților și încă una cu Ezila, care trebuia să vină pe aici. E, nu-i ciumba, ia-i să duci să cumpărăm toate bomboanele alea. Tai de pe aici, așa.
Acum, stânga. Aia e stânga. Unde e chestia aia? My, my! Intriguing! Australianu. This should work. Aici au toate porcările astea. Guatemalez. My, my! Intriguing! My, my! Păi cam asta a fost și această serie. Sper că v-a plăcut. Ne auzim la altă serie. Mie unul mi-a plăcut. Am văzut că a avut puțină susținere. Puțin mai multă, deci e ok. Da, și cam atât cu seria asta. Ne auzim la altele. Eu v-am salutat.